Tania Cergă și Andrei Glavan ne-au înfrumusețat platoul cu o secvență minunată pe care o vom putea admira cu toții joi seara în cadrul unui concert frumos, profund, plin de sens și suflet. Așadar, dacă încă nu aveți bilet, rețineți! Pe 24 noiembrie la 19 vă dau întâlnire pe scena Teatrului Eugen Ionescu, Tania Cergă și Andrei Glavan. Tania, Andrei, bine ați venit astăzi la noi! Salut, salut. Bine te-am găsit. O să-ți dau microfonul pentru că o să vorbim. Da, dacă poți, de ce nu? Să ne apucăm deodată de vorbă. Da? Eu am spus câteva detalii, foarte puține, dar Tania, te rog pe tine să ne spui mai multe despre acest eveniment care ne așteaptă. Cu mare drag, este vorba despre un concert. Eu spun că este un concert de doină și de dor în toată comunicarea pe care o fac peste tot, pentru că mare parte o să fie piesele de pe albumul Inima Pământului și concertul tot așa se numește Inima Pământului. Și albumul este un album de doine contemporane, adică doine pe care le-am scris eu. Ele nu neapărat toate sunt exact ca doina, așa cum noi ne imaginăm doina, dar vibrația este aceea și cred că și faptul că sunt scrise acum în timpul nostru le face un pic diferite. O să mai fie alte piese noi, de exemplu piesa asta pe care ați auzit-o astăzi, este o piesă nouă, este practic prima compusă după ce am lansat EP-ul, pentru că am decis să extind albumul, adică să-l fac un album integral, ca să pot să am un program amplu pentru un concert și iată, asta e una dintre piesele noi și vor mai fi câteva în concert și o să fie și vreo două piese din folclor care mie îmi plac și eu nu prea le-am cântat, cel puțin două dintre ele, cred că nu le-am cântat vreo 8 ani și abia aștept, am o emoție foarte mare pentru că mie mi sunt tare dragi și o să fim în scenă mai mult, o să fie ca de obicei Andrei, eu, iată este gelul argint astăzi cu noi, el tot o să fie. Da, tocmai vreau să întreb, această componență sau vei fi acompaniată de un band mai extins, să zic? Sau... Hai, spune, nu știu dacă e band. O să mai fie instrumentiști, dar o să fie vioară, o să mai fie pian, bas-chitară. Probabil tot gel o să fie la bas-chitară. Concomitent în același timp? Da, da. Gel e mult lateral. Da. Nu, abia așteptăm, dar suntem asemenea performanțe. Bine, a fost o glumă, dar chiar abia așteptăm să te admirăm și să vă admirăm. Ziceai de piesele noi, da, pe care le-ai scris și tocmai am admirat sau audiat una. Ce trăire ai tu când cânti o piesă nouă? Bine, acum că ai cântat-o la televiziune pentru noi, e cumva altfel, dar când le cânti în sală, acolo unde vibrează emoția spectatorilor, ai frică sau ai curiozitate, cum va reacționa publicul sau care sunt senzațiile tale? Eu cred că tu ai zis tare bine, cred că este și una și alta. Frică, poate e cuvântul prea mare, emoție, cred că aș spune, pentru că, nu știu, deși noi ne-am obișnuit să cântăm mereu și eu și Andrei în concertele noastre, spre deosebire de multă lume care cântă, noi, nu știu, avem un fel de o problemă. Noi ne se pare că dacă o să cântăm aceleași piese de fiecare dată, oamenii zic că da, chiar piesele astea, deși oamenii vin odată la ceva timp, adică cu distanță. Da, și anume oamenii, pentru piese, probabil. Exact, dar mie mi se pare că e un antrenament foarte bun ca artist, să nu ocazi în capcana aia că, nu știu, cânti doar piesele pe care le cânti mereu și te temi să cânti altele pentru că oamenii nu le cunosc și nu o să reacționeze așa cum ar reacționa la o piesă cunoscută. Mie mi se pare că oamenii oricum ascultă, oamenii oricum sunt atenți, e o senzație greșită și e o plăcere extraordinară pentru că tu în timp real tu simți cum oamenii se conectează. Într-adevăr, poate să fie o piesă care poate nu prinde la toată lumea în sală, poate nu e neapărat, poate e o piesă care necesită să fie ascultată de mai multe ori, dar asta este un experiment. Mie mi se pare că tu ca artist niciodată nu trebuie să stai în aceeași apă, tu mereu trebuie să fii, dacă am tocmai, piesa se numește Curge râul, trebuie să stai ca într-un râu, nu într-un lac apa cu apă mereu dulce. Curgătoare, da? Da, exact. Uh-huh. Pentru că tu mereu trebuie să fii în procesul ăsta de creație și nu să te, nu știu, să nu stai în mlaștină, pentru că din asta nu cred că este ceva bun și te plafonezi la un moment dat. Da, da, iată această inspirație, da, pentru că îmi imaginez că sunt trăirile tale personale, dar și foarte, foarte mult
mult folclor, da? Cumva simțim. O iei din folclor, asculți muzică sau scrieți împreună piesele, poate? Cum se întâmplă? Sau cei ce cânti tu, scrii doar tu? Cei ce cânti tu, Andrei, scrii tu? De obicei, fiecare își scrie piesele lui. Dar vă ascultați unul pe altul? Da. Primul ascultător? Da. Da, cred că da, primii ascultători suntem reciproc, adică unul al altuia. La producție lucrăm împreună, adică Andrei este la butoane, și eu mă pricep un pic, da, oricum chiar mi se pare foarte bine, că... numai că imediat. Pricep foarte bine. Da, dar cumva pentru mine procesul e mai... Parcă în momentul ăla gândurile... Mai mult îmi place simbioza asta, ca să-i spun lui ce aș vrea și el mai vine și el cu idei și mi se pare că așa iese un produs fain. De folclor, dacă ascult. Nu ascult, asta cred că e și curiozitatea, că nu prea ascult și nu prea am ascultat, dar cred că am la nivel genetic undeva, ca fiecare dintre noi, de fapt, eu cred că de asta și oamenii din sală au, nu știu, emoții separate pentru piese care au ceva din folclor. Cred că în copilărie ascultam mai mult pentru că tata asculta foarte des așa muzică și am avut, deși eu, primul meu, cum ar spune copilul, primul meu crush artistic era Irina Loghi. Tot timpul râd, pentru că eu de pe asta am cântat genuri total diferite de asta. Acum, pe cineva ar putea să creadă, deși ea cântă un alt fel de folclor. Dar eu eram mică și mie mi se părea asta așa de interesant și mi se părea așa de frumoasă și așa de talentată. Da, a fost într-un moment inspirație pentru mine. Ai absorbit mine. Oarecum asta. Poate nu ai ascultat neapărat, dar s-a absorbit. Apropo, un concert al tău, pentru că voi cumva data trecută știu că ați organizat o seara ta, o seara ei. Urmează și ceva al tău? O să urmeze, dar peste mai mult timp. Peste ceva timp. Da. Ok, noi așteptăm cu mare drag să vă admirăm pe 24 noiembrie ora 19 la Teatrul Eugen Ionescu. Neapărat fiți și voi, noi vom fi și vă vom admira și multă, multă baftă vă dorim. Mulțumim. Și vă mulțumim că ați fost în această ediție alături de noi. Și noi vă mulțumim. Și noi vă mulțumim. Da. Veniți la concert.